ritual. Sunt ceva mai multe și eu am obiceiurile, rutina zilnică, dar acesta e un ritual foarte simplu care e foarte vechi, e atât de vechi pe cât este de vechi omul și am ales cumva acest titlu, am ales să dedicăm o emisiune întreagă acestui ritual pentru că nu are locul pe care îl merită în atenția noastră și în frecvența cu care îl aplicăm, având în vedere beneficiile uriașe pe care le aduce. De aceea am spus ritual simplu în titlu. O să mențin suspansul, Gabriel, și nu o să dezvolui între spectatorul nostru încă care este acest ritual și o să spun felul în care am terminat eu un mic curs în acest weekend. Am fost la un curs și cursul s-a terminat cu două ritualuri străvechi foarte benefici. Una a fost îmbrățișarea de final. Într-adevăr. Al doilea a fost o poză de semn. Asta nu e chiar așa vechi. S-a mai schimbat aparatura, dar poate că pozele se făceau cumva cu alte tehnologii. Cu șevaletul, mă rog. Ne întoarcem la tine și la ritual. Da, e un ritual poate ca vechime comparativ cu îmbrățișarea. Deci mult mai vechi decât tehnica fotografiatului sau pictatului.